Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare! Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta e fotograf de presă, artist vizual, creatorul Fundației Culturale Eidos. E cineva care a publicat fotografii de presă la New York Times, la National Geographic, la Time, la Paris Match, la Esquire, într-o sumedenie de locuri. A făcut albume, a publicat cărți. E persoana și personajul care au adus în România, încă din 2012, cred, expoziția World Press Photo. E creatorul festivalului Unfinished, un festival interdisciplinar, foarte interesant, un concept care a prins deja contur. Invitatul nostru este Cristian Movilă. Salut, Cristian! Salut, mulțumesc de invitație! Sărim direct la subiect pentru că e fierbinte lucrul ăsta. Ai fost în Ucraina, tu ai fost în multe teatre de operațiuni, ai făcut nenumărate fotografii. Ai fost în Ucraina. Cum a fost, domnule? Că e lume care zice că acolo nu se întâmplă nimic. Că e doar propagandă. Da, i-aș invita să meargă sau să treacă dincolo de graniță și să înțeleagă de la bun început, de când intri în primul oraș, mă rog, pe unde am intrat eu prin Izmail, era primul oraș și deja de acolo simți cumva tensiunea și frica de ce o să urmeze. Cum e? Eu nu cred că pot să descriu mai mult decât în imagini. Unitatea pe care am văzut-o în Ucraina, ca popor, nu am văzut-o nicăieri în lume. Puterea lor de a arăta lumii întregi că asta e țara mea și merită să lupt pentru ea, m-a uimit incredibil. N-am văzut niciunde, peste tot în lume pe unde am fost și acum vorbim și de țările în care am fost și era pace. Nu am văzut niciunde această unitate și dorință de a-mi apăra țara. Și ce a mai fost pentru mine extrem de uimitor, că nu mă așteptam. Profesionalismul cu care sunt pregătiți și cu care cu care colaborează unul cu celălalt, de la armată, la civil, nu am văzut niciunde colaborarea asta atât de strânsă. Și am fost total uimit. Unde m-am dus eu prima dată în Odessa? Da. Nu era război încă, dar era o pregătire non-stop de la tânăr, de la copil de 15 ani, care pregătea cocktail molotov. Dar ce făceau, domne, asta? Ce făceau? Era într-o piață de fructe sau nu mai știu exact ce fusese înainte, pregăteau cocktail molotov. Copii și femei. Te-au verificat? Extrem de mult. Extrem de mult. Adică asta, normal, după 7 nu aveai voie să circul pe stradă și dintr-o greșeală și datorită unor lucruri de pe drum, am ajuns foarte târziu, la 12 noaptea în Odessa. Felul cum te verifică, n-am fost verificat nici în Afganistan, nici în America. Cum e felul ăsta? Ce-ți fac? Cum fac? Păi, în primul rând, îmi aduc aminte că intrasem în Odessa, două mașini civile. Nu eram departe de locul unde trebuia să ajung, de hotel. Două mașini civile au venit lângă mașina noastră. Eu eram singur în mașină. Și pur și simplu au ieșit câte patru. S-au dus 360 de grade, cu mâna pe trăgaci, tot timpul. Și până nu te-au verificat și au certificat că ești jurnalist și că ai toate documentele și așa mai departe, nu se mișcau de unde erau. Adică erau incredibil de... Dar la orice secundă, orice mișcare greșită, erai pa. Și aveau drept să tragă. Nu e o jucărie asta, adică nu. Te sperii în situații din astea? Normal, da.
aici nu m-am speriat. Eram pregătit cumva psihic că, că o să se întâmple asta aproape în fiecare zi și s-au întâmplat numai noaptea respectivă de două ori, la diferență de 15 minute sau ceva de genul. Adică felul în care încercau să surprindă sau să caute pe cei care sunt infiltrați în oraș, era, nu știu, n-am văzut niciodată așa ceva, sincer. Niciunde în lume, niciun război. Și sunt foarte pregătiți, atât cât mi-am dat eu seama, atât cât din experiența pe care o am până acum, am fost total uimit. Și bravo lor! Mie mi se pare foarte corect să informezi în legătură cu ce se întâmplă acolo, să fotografiezi refugiați, să fotografiezi oameni care vin aici, bătrâni, copii, femei, etc., etc. Mi se pare însă uneori că există o vânătoare cinică după fețele de copii. Mi se pare că există o vânătoare sălbatică după fețele de copii. Că există nu doar în cei care fac fotografiile astea, ci și în cei noi, ăia care le vedem, o dorință extrem de urâtă, ceva uman extrem de urât, de a vedea suferința într-un anumit fel și de a expune copii în situația asta. Am văzut fotografiile tale, foarte frumoase fotografii, în special fotografia publicată pe prima pagină de la New York Times, pentru care mai zic o dată felicitări, nu e nici prima și nici ultima oară când faci performanța asta, dar zi-mi cum ți se pare ție să vorbești despre treaba asta. Răspund printr-o poveste scurtă. Eram în Odessa, în gară, și am primit un mesaj de la o prietenă dragă care mi-a zis, vezi, nu mai fotografia, că am postasem ceva pe Instagram, nu mai fotografia copii, că nu-i războiul lor. Ba da, este și războiul lor. Da, ei nu sunt implicați direct cu voința lor, dar e războiul lor. Sunt zilnic copii care mor, nevinovați, iar noi trebuie să spunem povestea asta mai departe. Celor care stau în scaun sau în canapea acasă, să transmitem durerea pe care o vede părintele lor. E ceva crucial pe care cred că e de datoria noastră. Da, sunt de acord cu tine că e o vânătoare a unor jurnaliști și așa mai departe să transforme chestia asta cât mai dramatic și așa mai departe. Dar îți spun ce am făcut eu. Am fotografiat ce m-a durut cel mai tare. Și da, în unele imagini mi se părea incredibil să nu intre și acel copil care doar prin privirea lui pierdută total, chiar dacă aveau pe unde erau tot felul de jucării, Așa, vedeai suferința prin care a trecut, vedeai suferința prin care trece. Adică pur și simplu, cred că este de meseria noastră și de obligația, datoria noastră să spunem cât mai mult de durerea lor de acolo. Este și războiul lor. Adică e o chestie care, dacă nu aș băga-o în seamă și aș pune doar fețele oamenilor și așa mai departe, nu cred că ar fi presiunea asta atât de mare publică. Atunci când vezi un copil care plânge și un copil care suferă atât de greu, nu cred că te poate lăsa decât dacă ești un inuman ca cel din vest. Da, din vest, știm ca cine. Da. Nu se mai întâmplă nimic astăzi fără ca în jurul întâmplării respective să nu se facă un roi de fotoreporteri. Totul este filmat, totul e fotografiat, totul e ficționalizat în aceeași secundă în care evenimentul ăla e real. În următoarea fracțiune de secundă, el e ficționalizat și dus în mii, sute de mii, milioane de imagini. Războiul ăsta e un război crunt, e un război cu totul inacceptabil, e ceva care se întâmplă la doi pași de noi, e ceva care sperie multă lume și pe bună dreptate. Însă există, lăsând la o parte războiul ăsta, e și o foame bolnavă de a arăta orice pe lumea asta. Și de multe ori, fotoreporterul e într-o foarte profundă dilemă morală. Arăt sau nu arăt anumite lucruri? Ce faci în situația asta?
Tocmai din cauza asta eu cred că am ales să fotografiez altfel. Cred că din cauza asta am ieșit puțin din zona de fotograf de news, de știri, de breaking news. Și am încercat să stau pe un subiect mult mai mult, să încerc să observ ceva ce chiar și în afara contextului respectiv are valoare. Și din cauza asta, cred că de asta merg de cele mai multe ori singur sau maxim cu altcineva, dar total din alt departament, adică scris sau pe zona de securitate și așa mai departe, dar nu umblu în gloată. Da, din păcate, chiar zilele trecute mă gândeam, văzând și urmărind non-stop subiectul, că majoritatea imaginilor care vin acum, vin, chiar dacă vin de la sute de fotografi, cam aceleași imagini. Cam un pic diferit, un pic interpretarea e diferită, dar în general cam aceleași imagini. Și de asta cumva am încercat și m-am gândit foarte mult înainte să accept să plec acolo, ce pot eu să spun altfel. Pentru că astăzi, așa cum ai spus tu, nici măcar nu mai ajung fotografii. Astăzi chiar cei de lângă, indiferent cine sunt, exact, cetățean simplu, deja transformă în breaking news printr-un telefon. Nu, trebuie să ne gândim cum putem să spunem povestea respectivă altfel. Există o diferență. Cred că sunt oameni care moral, în lăuntrul lor, sunt extrem de onești și spun o poveste, în exact aceeași măsură în care există și oameni care vânează o poveste. Fie că ei sunt, cum spui tu, cu grupul, sunt vânători în grup sau sunt vânători solitari. Dar tot e vânarea subiectului. Tot e căutarea a ceea ce nu reușesc să-ți arate alții. Devii mai cinic făcând meseria asta? Poate nu știu să-ți răspund exact la întrebare, dar știu să zic că da. Odată ce vezi niște lucruri care nu e normal să se întâmple, devii altcineva. Odată ce vezi copii, mame și oameni în general murind pe lângă tine, e clar că devii altcineva. Hai să stăm un pic la lucrul ăsta. Ce înseamnă devii altcineva? Ce se întâmplă? Vezi momentele pe care le trăiești aici, în pace, total la alt nivel. Le trăiești la alt nivel. Pentru că îți dai seama că avem nevoie de atât de puțin să fim fericiți. Și avem pace. În țara noastră astăzi este pace. La alții nu. Și vorbesc nu doar despre Ucraina. Odată ce vezi moartea, e indiferent că ești soldat sau că ești om normal, nu ai cum să rămâi aceeași persoană. Ai văzut moartea în locurile astea pe unde ai fost? Din păcate, foarte devreme. Foarte devreme. Încă din Gaza, din 2004-2005. Și nu ușor, nu doar pe cineva care a fost împușcat. Am văzut lucruri pe care încerc să le izolez undeva în mintea mea total. Dar nu-mi iese, se activează din când în când, logic. Dar sunt niște lucruri pe care îți pierzi cumva, nu știu, speranța că mai există cu adevărat oameni buni. Nu te întreb, nu te rog să ne povestești imagine cu imagine, dar ce ai văzut? Ceva ce o să-mi rămână pentru totdeauna în minte, moartea întregii familii în Gaza, țin minte că a fost bombardată total dintr-o greșeală. 7 copii într-o singură noapte. Și tatăl a rămas în viață. Deci gândește-te că nu mai ești om, adică soția și 7 copii deodată să-ți moară. N-ai cum să rămâi același om. Lucrurile astea m-au schimbat pentru totdeauna. Adică e o chestie pe care n-am cum să o mai controlez. Adică și ca
știi, întotdeauna am zis și o să povestim mai târziu de Don't Take Them For Granted. Da. Și am călcat accelerația și public foarte, foarte mult despre faptul că odată ce expui pe cineva la o imagine de dincolo de zidul spitalelor, mă rog, că era vorba despre asta, sau din război, nu poți să dai delete. Adică nu poți să ștergi. Creierul nostru nu poate să aibă, nu are funcția asta de delete. De a șterge. În sin. Nu există. Odată ce ai văzut, îți rămâne acolo. Și cumva suntem făcuți ca din când în când să revină și să-ți aducă aminte de realitate. Dacă tu crezi zona de știri false și așa mai departe. Și pe asta m-am bazat cel mai mult. Și pe fotografia mea și de asta cred foarte tare că mai mult ca oricând fotografia documentară, fotografia reală poate cu adevărat să schimbe vieți. Și poate cumva transforma sau cel puțin transporta pe cel care o privește în povestea de acolo. Ca să pot să duc pe oameni în război, să vadă războiul, pot prin imaginile mele. Pentru că la mine nu există trucaj, nu există postproducție, există imaginea pur și simplu exact cum a fost. De ce trebuie să meargă oamenii să vadă războiul prin fotografia ta, Cristian? Să ne dăm seama că ce avem, luăm de cele mai multe ori for granted. Adică ca și cum ni se cuvine. Le cam luăm ca și cum ni se cuvin cam pe toate. Și dragoste. Luăm cam totul ca și cum ni se cuvine, e foarte adevărat. Văzând ororile astea, te gândești la faptul că specia umană e ceva demn de disprețuit sau înflorește altceva în tine? Sper și cred că încă ne putem schimba. Cum a fost în Georgia când ai văzut, și nu când ai văzut, când ai fost martorul unei întreceri între tancuri? Georgia față de ce se întâmplă acum a fost pur și simplu un joc. Și armata rusă acolo a fost mult mai light. mult mai altfel. A fost total o prostie și am ajuns într-un loc unde nu trebuia să ajung. Total dintr-o curiozitate. Sper că acum m-am maturizat și încerc să nu mai mă arunc atât de tare. Și da, am nimerit la o competiție între două tancuri. Cum adică? Pentru că erau plictisiți. Gândește-te că în Georgia, față de armata pe care o întâmpină acum armata Rusiei, armata ucrainiană în Ucraina, în Georgia erau triumfători. Erau întâmpinați cu pickup truck. Adică cu mașini simple. Nu erau cu armament și așa mai departe. Deci se plictiseau acolo. Probabil gândesc eu că au gândit că o să le fie la fel. Și cu tancurile cum a fost? Adică se plictiseau pur și simplu. Și făceau liniuțe cu tancurile? Da, adică... da, da. Dar erau beți total, adică n-aveai... Și ce ai făcut când ai văzut competiția asta de tancuri? Am fotografiat-o. Era logic. Ți-au dat voie să faci lucrul ăsta? Dar n-a fost cu voie sau de nevoie. Nu și-au dat seama că sunt acolo. Nici măcar nu m-au observat atunci. Nu e riscant? Ba da, tocmai din cauza asta sper că m-am maturizat. Cum a fost în Afganistan? În Afganistan e foarte... Afganistanul, în general, e foarte aproape de inima mea. În Afganistan am trăit povești incredibile. Am fost de foarte multe ori embedded cu armata americană. Hai să zicem ce e embedded? Lucrezi și mergi cu ei peste tot. Așa. Un cuvânt românește nu vine. Am colaborat cu armata americană. Am fost încredințat armatei americane pentru siguranță. Semnificația e totală. Încredințat înseamnă că m-a dat cineva lor. Da. Nu, pur și simplu există anumite
momente în care o armată este de acord ca un jurnalist să meargă cu ei în anumite zone, mă rog. Și am fost de cele mai multe ori cu armata americană. Uite, am fost acreditat pe lângă armata americană, am fost acreditat. Foarte simplu. Am fost acreditat. Iaca. Am plecat din bază de foarte multe ori, cât și cu armata României. Și am fost total surprins când am început să merg cu armata României să văd la ce nivel suntem apreciați acolo și în țară nu. Asta mi-a părut într-un fel rău. Poți să nuanțezi un pic lucrul ăsta? De exemplu, mi-aduc aminte în Kandahar, vorbeam cu ceva soldați din America și spunea, tu nu-ți dai seama cât de tari sunt românii voștri și câte unități speciale conduc și așa mai departe. S-a vorbit despre asta cu unitățile speciale, într-adevăr. Da. Adică, mie îmi pare rău cumva că nu avem o imagine și nu suntem mai mândri de ce al nostru. Și sper acum... Să nu fie nevoie să fim mândri de treaba asta. Sper acum să se schimbe. Eu cred că chiar dacă pandemia a schimbat total modul în care trăim, de acum încolo, din punctul meu de vedere, cred că și războiul de la granița noastră din Ucraina o să schimbe extrem de mult felul în care ne raportăm la foarte multe lucruri. Ce ai vrea să schimbe, Cristian? Sau ce speri că schimbă? Mândria de a fi român. Mândria de a fi parte dintr-o națiune în care chiar e liniște. Da, da, știi că uneori mândria de a fi român e un termen excesiv care injectează în oameni tâmpenie. Corect, că a fost folosit greșit de politicieni. Asta, din păcate, și aici e de mult de discutat. Adică o luăm razna uneori cu mândria de a fi români. Da, da, da. Rămâne mândria, care este ceva iluzoriu, iar practic, dragostea aia pe care o traduci cumva față de patria în care trăiești, e zero. Total de acord. Nu faci nimic pentru mândria aia, dar tu ești mândru că ești român. Nu, sunt total de acord. Dar îi înjuri pe români de dimineață până seara, pe social media. Îi disprețuiești pe români de dimineață până seara, dar tu ești mândru că ești român. Da. Nu, ai dreptate totală. Dar, din păcate, sper că ce am zis eu mai devreme n-are nicio legătură cu acea mândrie. Pentru că... E o mândrie a solidarității. Te referi la o mândrie a solidarității și a lucrurilor care se văd. Da. A lucrurilor care construiesc ceva din mândria asta. Sper să realizăm că ce avem e de valoare. Și nu vorbesc doar aici de România, de români, de tot ce avem noi, în primul rând, referindu-mă la liniște și la pace. Și în Afganistan era inflație de fotografii. Și în Afganistan era inflație de cameramani, de jurnaliști. Și acolo ai făcut același lucru? Ai fost un vânător singuratic? De cele mai multe ori. De după Irak am cam mers de cele mai multe ori, maxim cu încă cineva sau doi oameni. Dar nu mergeam cu mai mulți deodată. Se plătește bine treaba asta? Da. Dar eu în ultimii ani m-am focusat foarte mult pe a încerca să transform fotografia documentară în fotografia de artă. Și am încercat și încerc foarte tare ca momentul pe care îl fotografiez, care este istoric, să fie o bucată de istorie, dar într-un muzeu sau într-o galerie sau în colecția cuiva. Știu acum sigur oameni care întreabă, frate, păi ori e documentară, ori e artă. Sunt oameni care gândesc așa și spun că una e una și alta e alta. Sunt de acord cu tine. Eu tind să fiu și să cred că ce fac eu este artă. Și sunt ferm convins că sunt mulți care vor spune că nu e așa. Dar este părerea mea și este, nu știu, încercarea mea de a găsi cu adevărat motivul pentru care fac asta. Foarte interesant ar fi să găsim aici unde e arta când tu, de fapt, ești într-o zonă de conflict unde oamenii mor. Ce faci? Documentezi sau faci artă?
eu documentez, dar felul în care documentez, cred că contează. Asta e diferența între unul și celălalt. Adică cred foarte tare că felul în care privești un subiect, un război sau pandemia și interpretarea pe care o dai tu ca artist slash fotograf schimbă sau nu, trece dincolo de ecran sau nu. De cele mai multe ori o fotografie care cu adevărat te transformă și te transportă în poveste și nu are nevoie de foarte multe cuvinte, e câștigătoare față de unele care îți spun doar un breaking news. Uh-huh. Care s-ar putea după o secundă sau un minut sau o zi sau o lună să o uiți. Dar o chestie care îți rămâne adânc în memoria ta, cred că e artă. În timpul ăsta mor jurnaliștii, mor cameramanii, mor fotografii. Trebuie să spunem și lucrul ăsta. S-a întâmplat acum, o să se sper să nu se mai întâmple, dar s-a întâmplat în Ucraina. E un risc enorm. Merită să te sacrifici pentru asta. Sau să te pui în situația asta. Dacă merită, o să știu poate în timp. Mm. Dar cred că pot să spun altfel o poveste, iar asta e poate responsabilitatea mea. Să merg și să aduc la lumină anumite povești dintr-o țară sau alta, dintr-un război sau altul, sperând ca rezultatul e să pună presiune publică pe cei care au decizia în mână. Ai făcut tu și Capiusin, partenera și colega ta, și partenera ta și colega ta, ați făcut o lucrare profund impresionantă. Lucrarea se numește Don't Take Them for Granted. Românește ar suna probabil nu luați ca pe ceva de la sine înțeles. Nu îi luați ca pe ceva ce ni se cuvine. Da. E un proiect despre oamenii care îngrijesc, oameni făcut în perioada aia plină de emoție, de temeri și de tensiune a începutului pandemiei, exact, dinaintea vaccinului. Every community is made of people. Some people we know well, and some we'll never meet. Some we trust, love, value. Some we doubt, ignore, or have never noticed before. Some come into the light in times of crisis. Some never make it out of the shadow. Some have mysterious roles that few dare dream of, while some have duties so essential they become invisible. People, not machines, not robots, not passports, not colors, not numbers. People, flawed, concerned, endangered, imperfect, unfinished. People. And all of us are tied to each other, visibly or not, by our dependence. We may forget about some professions because of their routine functions, but even life-saving actions. We will always overlook something or someone, but we cannot ignore that each and every one of us is somebody's someone,
behind every suit, every mask, every meal, every checkout, every delivery, every service, every step, every sentence, every headline, every statistic, is somebody absent, someone needed, a needed mother, father, daughter, son or brother, sister or niece, cousin of someone, godchild or godparent, grandmother, grandfather, nephew, somebody's someone. Someone, somebody. So we must try. Try to remember, relate, repair, reform, remind. Today, yesterday, tomorrow, in extremes and in routines. If they are present for you, they're absent for someone else. And if they stop breathing, they would be missed. Don't take them for granted. Ai stat niște ore prin spitale și prin săli de terapie intensivă. Cum a fost? Odată ce mergeam în războaie, a fost ciudat să stau în casă în timpul unui război din țara mea. Pentru că îl văd ca pe un război. Pur și simplu, un război cu ceva... Ce nu se vede. Ce nu se vedea. Într-un fel era mai greu decât într-un război real. Tu știi, Cristian, că e lume care a uitat perioada aia? Știi că e lume care spune, domnule, asta a fost o prostie, o fabricație de presă, o mare manipulare? O... Din păcate, da. Chiar în perioada respectivă, când am pus public acea instalație lângă Ateneu, mi-aduc aminte că veneau oameni și aveau niște povești. Nu știau că eu am făcut fotografiile respective, dar aveau niște povești despre fotografiile respective care într-un fel te apuca râsul. Adică ce povești? Că nu-i de adevăratelea? Că așa ceva nu se întâmplă? Nu că nu-i de adevăratelea, că știu ei când s-a făcut fotografiile respective într-un studio și că cu tare e cu Tărescu și... Deci niște lucruri care... Și erau niște schela respectivă pe care am pus toată instalația, aveau niște butoaie cu apă de contravânt. Acolo era ceva pe care la un moment dat o să-l verse public și o să infecteze cu nu mai știu ce. Deci niște lucruri pe care și oameni normal, adică cel puțin vizual, erau oameni care nu, la care nu te așteptai să ajungă la astfel de gândire. Ai avut o colaborare, nu o să povestim acum despre toate celebritățile pe care le-ai cunoscut și așa mai departe, dar aici vocea proiectului e o voce anume. Cum l-ați convins pe omul ăsta să fie vocea acestui proiect? Păi vorbim de Benedict Cumberbatch, de actorul Benedict Cumberbatch. A fost destul de simplu. Noi am început să documentăm ce se întâmpla în ATI și stând acolo și văzând tot ce se întâmplă și văzând că sunt anumiți pacienți care înainte de ATI pur și simplu se comportau ca și cum li se cuvine servisul dat de doctor și asistente. E bună asta cu servisul. Exact, da. Exact de la asta a plecat. Am văzut un caz real cum cineva a strigat și a zis, dacă nu ești în stare, du pe alt doctor sau ceva de genul. Și vedeam că era martor la niște lucruri inumane. Oamenii ăia lucrau în costum vara, iarna și așa mai departe, în costumul respectiv, ori în șir. Și orice fel de mișcare greșită se infectau. Și gândește-te că nu exista încă nici măcar un tratament sau vaccin și așa mai departe. Anyway, și de la chestia asta am venit cu ideea de don't take them, haide să nu luăm ca și cum ni se cuvine ce fac medicii pentru noi. Cineva o să spună banii se cuvine, că plătim servicii de sănătate. Dar voi ați vrut să spuneți mult mai mult decât atât. Sper să se, să se fi înțeles chestia asta. Și atunci am început, noi, eu cu Benedict ne știm de când nu era... destul de celebru, dintr-o vizită a lui pentru o filmare în București și na, am rămas destul de apropiat de-a lungul timpului. Nu s-a schimbat deloc.
de când a devenit celebru. Atât de celebru. I-ați dat textul și l-a citit? Nu. Am început să-i trimit poze. Aha. Era într-o filmare, l-a prins pandemia în Australia sau Noua Zeelandă. Nu mai țin minte. Și dându-i imaginea, a rămas total mască. Și am început să povestim despre ce văd și așa mai departe. Șocat și la un moment dat Capucin a început să scrie anumite idei ale textului. Și mă rog, când am avut o versiune finală, i-am trimis și i-am zis ce părere ai de textul ăsta și pe cine ne recomanzi. N-am avut curajul să-i zic, chiar dacă suntem prieteni buni, asta vroiam să se întâmple, nu înțelege greșit. Le-am zis, pe cine ne recomanzi? Cum adică? Eu o să fac. Și așa am ajuns să colaborăm pe chestia asta. Mi-aduc aminte că m-a lăsat să-i zic tot ce gândesc eu vis-a-vis de interpretarea textului. A zis, nu, spune-mi exact ce crezi tu. Și exact așa am început. I-am scris acolo, vreau să respir nu știu cum, vreau să se întâmple asta, aici vreau să ridici tonul și așa mai departe. Și exact așa a interpretat, înregistrând tot voice-over-ul respectiv în dulap. Cristian, o să te întreb acum și două lucruri mai puțin plăcute, pentru că nu putem să plutim într-o lume doar de trandafiri. Ai fotografiat la un moment dat și guvern. Se vorbea la un moment dat despre tine că ești apropiat de fostul președinte Băsescu. Președintele Băsescu a fost găsit vinovat definitiv pentru colaborare cu securitatea. Ești ok cu asta? Ok cu ce? Cu situația asta. Păi eu nu am cum să comentez vis-a-vis de o decizie a CCR-ului, parcă, sau așa ceva. Nu? Da. Nu mai știu exact cine a dat, am citit nu, CCR-ul, și eu. Nu, că nu se ocupă CCR-ul. Să ne întoarcem. Am fotografiat și președinți și guverne, și nu doar din România. Nu, n-am fost apropiat. Am fost, i-am cunoscut, am cunoscut familia, am cunoscut-o pe Ioana. În general am fost apropiat de ea mai mult decât de președinte, că n-aveam eu cum să fiu apropiat de președinte. Și știu că am cunoscut-o și pe soția dânsului, o femeie extraordinară. Legat de ce a făcut înainte ca să-l cunosc eu și după, și intersecția mea a fost atât de mică cu ei încât... Na. Dar, cine repet, te caută? A fost o relație de amiciție cu Ioana, da. Și e. Cine te caută? Să zice că cineva face o căutare, da, după da. Cristian Movilă. Găsește și unul, două articole în care se spune, păi ăsta e un agent acoperit al serviciilor secrete, e... cineva care s-a infiltrat în stânga și în dreapta, da. Etc., etc. Așa m-am infiltrat și la New York Times. Am fost un om care de la început am știut unde vreau să ajung. Și tu oarecum mă cunoști cât de cât. Și cred că pur și simplu am făcut tot ce mi-a stat în putință să ajung unde am vrut. Ești o ființă mai mult decât pragmatică? Adică mai și calci pe cadavre ca să ajungi unde vrei să ajungi? Nu cred. Mai ales pe zona de job și așa mai departe, nu cred. Dar cred foarte tare că nu există, nu se poate. Deci ești cineva care persistă. Da. Așa am reușit la New York Times, fără să mă recomande, fără să mă îndrume nimeni. Am bocănit la ușă până mi s-a deschis. Ești de la Mediafax, iartă-mă că te întrerup, da? Până la New York Times. Când am vrut ceva, mă dădeai afară pe ușă, intram nu doar pe geam. Dar dacă credeam, nu exista. Și la fel se întâmplă și astăzi. Românii spun despre cineva care se descurcă uneori, e un tip învârtit. Ești un tip învârtit? Probabil. Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Succes în ce faci. Succes cu festivalul Unfinished. Mulțumesc. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem duminica viitoare. Noapte bună!